subiect. Ești material. Păi ăștia te iau la mișto acum. Ăștia toți te iau la mișto acum. Și Alexandra, nu vreau să o pronunț, că vei știu despre ce e vorba mereu. Ia spune și mie, de ce îl luăm la mișto pe Romeo? Că îi susținem relația? Nu îi susțin relația. Vrei, dacă Romeo ar forma o relație cu Alexandra, după aia vrei să iei în aceleași subiecte, și anume că Alexandra, încă un iubit l-ai trecut pe listă, Alexandra, ai procentajul de nu știu cât. Dar nu mai e vorba de asta. Arnescu, ce face același lucru? Caracterul lui Romeo, atitudinea lui. Dar și eu îl susțin. La mine nu s-a plâns, n-am auzit că se vaide, că are nevoie de ajutor. Bă, fraților, noi nu i-am dat lui sfaturi, că nu suntem în măsură să-i dăm sfaturi. Punem și noi, crede-mă. S-au părut, auzi, ți s-a părut vreo secundă și vreau să răspund el, că poți să ai încredere în ceea ce au spus ei acum? Nu. Ți s-a părut că au fost serioși? Nu, important, frate. Dar ai încredere în nimeni? Nu am încredere în nimeni. Ce ai zis greșit? Alexandra, da, uite, Cristian, știi ce-mi doresc eu, să ai o relație cu Romeo? Sincer, zic. Ce ai zis? Crede-mă că ăsta a fost planul meu, omul s-a prins. Nu am că înțeles, nu am înțeles. Mai tare îl ambiționăm când spunem lucruri negative despre tine sau despre situația voastră. Vedem fericită. Eu știam că dacă fac lucrurile astea, voi probabil Cristian, o să formați oprește-te relație. Oprește-te un pic. Ia-o de la capăt ca să te pot înțelege, deci, că n-am înțeles. Zi-mă altfel, mă, deci, altfel. Hai să o luăm altfel. Tu ai avut trei... Nu, dacă se ajunge la o relație, o să ajutăm și noi prin chestiile astea. Că mai tare vă apropiem. Că tu ai spus, că te ambiționează pe tine. Nu știam că dacă o să zic lucrurile astea, după aia am zis. Da, o să te ambiționez, să-ți dorești. Păi lasă-mă omul ăsta să vorbească. Păi dați, voi, să zici chestia asta. Păi comănici. Păi ai zis-o tu. Comănici. Păi ce e greșit, acum nici nu te ținem. Eu știam că dacă voi zic comănici, lasă-ți să-ți ambiționezi. Auzi, comănici. Mă, dar decideți voi pentru mine sau ce, că n-am înțeles care e problema. Tu ținem. Măi, eu vreau să-ți atingi obiectivul, să-ți găsești iubitul ăla pe care ți-l-ai dorit mereu, să-ți iei bagajelul. Asta este dorința ta. Și să te duci acasă. Asta este dorința Alexandra, ta. Alexandra, stai o secundă. Dar tu ce faci în casa asta, Cristian? Eu dar până fie când te-ai întors, n-ai făcut nimic. Eu aștept să vină o femeie. Aștept să vină o femeie, da. Serios? N-a și la fel o să faci pe cu ea. Câte femei au venit pentru mine? Băi, comunic. Câte femei au venit pentru mine în casa asta? Hai, mă, lasă-mă cu vrăjelile astea. Și nici nu o să vină vreuna, așa că stai aici și bine. Tu nu ai fost în stare să-ți dai tu ție sfaturile necesare ca să faci o relație. Alexandra, lasă-mă un pic, Alexandra. Nu vorbim de relație. Am avut relații mai lungi. Tu nu ai fost, nu contează ce am văzut eu în casă, că mă rezum. Uite, acum preau de la George, că a zis George să vină aici cu chestii pe care le văd în casă. Tu nu ai fost în stare să-ți dai tu ție sfaturi și să faci pași către femeia aia, către Mariana, timp de 4 sau 3 luni de zile și vii acum tu, cel mai sfânt băiețaș, să-i dai lui Romeo sfatul. De ce vorbești de niște lucruri pe care vorbești prost? El s-a îndreptat spre Mariana și a făcut anumite lucruri pentru ea. Păi și n-a fost în stare să fie... Una la mână, doi la mână, nu a fost în stare să pună piciorul în prag, să formeze cu ea un cuplu, la asta m-am referit. Și nu este cel mai bun... cea mai bună persoană care să oblige dea sfaturi persoanelor de lângă el. Dar dacă relații cu altele. Dar eu nu înțeleg care este problema voastră. Ce vă interesează pe voi? Ce voi face eu în viitor? Sau pe cine voi alege eu în viața mea? Nu înțeleg, nu înțeleg. Cu ce vă deranjează pe voi? Băi, fată, eu ți-au partea. Este pentru a... Eu vorbesc la general. Este pentru a 10-a oară când încerc să ți-au partea. Că mi-ai luat partea la începutul emisiunii, după care ai vrut să-mi dai în cap, dar te-ai făcut de răspunguri. Că poți să-mi iau eu singură apărarea mea, că e nevoie. Ai înțeles? Nu știu ce ai văzut tu, că n-am făcut. M-am Alexandru, de unde vii, Alexandru? Ia zi și mie. Și multă lume. De unde vii? Bravo, Cristian. Tu nu ești în stare să... De unde nu o să vii tu, Alexandra, unde nu o să ajungi tu niciodată? Okay. Stai acolo. Am înțeles că noi doi n-avem nicio treabă și nu ne suportăm unul pe altul. Dar tu nu poți să apreciezi faptul că o persoană ca mine, mai sunt momente de-astea în care îți iau partea. Și mă, tu ești sănătos, tu te întrebi și eu așa sănătate pe tine. Tu ești sănătos, te întrebi voi, voi la începutul ce iau relație, mai bine mă contați voi să vă faceți relație. Da? Mi-ai dat tu mie în cap și acum te întorci și mi-ai apărarea, tu te auzi? Da, sunt situații în care îți dau un cap pentru că... Sunt situații în care îți dau un cap pentru că nu ai dreptate și sunt situații... Da? În care poți să-ți iau apărare pentru că consider că sunt de părere cu tine. Mama Renescu, știi ce te sfătuiesc eu? Și dacă nu era băiatul ăsta, dacă nu era Romeo aici de față, pe care îl văd un băiat foarte ok în toate punctele de vedere, probabil că nu interveneam, dar prin treaba asta am încercat... N-am nevoie să intervină
deschid nimeni în discuțiile mele. Nu doar eu și Nicos a încercat să facă treaba asta. Hai să spun un lucru. Ia, eu nu am zic? Nevoie să intervină nimeni în discuțiile mele. Marinescu, spune mie. Cristian, vorbeam. Stai puțin. Cristian, cine vorbeam. Sunt eu să-i dau lui ăsta sfaturi? Cristian, da, vorbeam. Deschizi tu mintea. Marinescu. Cine ești tu? Marinescu. Nu-mi dai niciun sfat. Bă, deschizi tu mintea. Eu l-am întrebat pe om. Bă, ai zis că îi deschizi mintea. Ok, hai să le cum îi deschizi? Bă, voi vă vedeți cât de penibili sunteți. Alexandru, stai un pic. Comănici. Alexandru, stai un pic că nu ne înțelegem. Comănici. I-am pus o întrebare băiatului ăsta și am zis așa. Ți se pare că băieții ăștia, Comănici și George, poți să ai încredere pune-o din nou. Cu tot ce au spus? Și am zis că nu. Pune-o din nou. Stai jos. Pune-o din nou. Pune-o din nou. Că i-am explicat eu. Pune-o din nou. Pune-o din nou. Pune-o din nou. Nu te iau la mișto. O mică doză de ironie în ceea ce au spus. Și acum după ce am explicat, mai răspund eu dat. Dar stai că am fost și eu acuzat aici. Băi omule. Stai puțin că mai băgași pe, mai băgași pe mine în discuție. Vor, okay. Mai băgași pe mine în discuție că ai deschis tu mintea împreună cu mine. Îmi cer scuze, fratele meu, ai 29 de ani. Da, e că cel mai bun caz și mai fricicat, îmi dai tu mie sfaturi, că tu ești mai mare ca mine. Eu nu-mi permit să-ți deschid ție mintea și nici nu am un plan să deschid mintea la nimeni aici. Eu doar am judecat un pic acțiunile Andrade, că mi s-a părut de prost gust. Atâta tot. Ceea ce am spus și eu. Dar nu deschizi, sau nu ai impresia că îmi permit eu să-ți deschid ție mintea. Da, e cel mai bun caz, îmi dai tu mie sfatul. Aici greșești, corect. Acțiunea Andrade a fost de prost gust, cum zice Nicol. Și tu ai spus și ție la fel. De ce ai dat curs? De ce a fost de prost gust? Dacă tu... Nu mă înțelege greșit. M-a tras linie la final, George, și și-a dat seama că e o prostie. Bă, și-a dat seama că de la început. Dar și zis că de când m-am dus, mi-am dat seama că este un loc. Nu am zis de când m-am dus, dar nu-mi băga cuvinte în gură. Nu așa ai zis? Ești vorbă. Nu am zis de când m-am dus. Spre final mi-am dat seama. Ai stat vreo oră acolo? Nu, n-am stat o oră. Jumătate oră ai stat. Jumătate oră, cam așa. Ai zis că la final și-o dat seama. Acum, la întrebarea pe care ți-a adresat-o Marinescu, îi mai dai dreptate după ce am venit să-mi explicat? Bă, ți-am zis că nu am încredere în nimeni, nu știu. Eu am dar înțeles ce ai vrut să nu încredere. Am înțeles tu doar ia ce ți-am spus. Ce am spus? E vorba de interesul pe care erau ei și tu încă nu ți-ai dat seama de care ce. Care interes să aibă încredere în cineva? O să vezi. Dar nici eu nu am vrut de încredere. Nu vreau să-i spun lui, cum a zis și Nicos. Este un om, are cât ai 29 de ani? Are are interesul nostru. Și șase ani peste interesul, mine. Interesul, lasă-l pe el. Interesul nostru. Cred că o să-ți dea seama. Bă, lasă-l pe el. Interesul nostru. Acum ne bași pe noi. Păi dă-l la o parte, ne bași pe noi. Care interes? Care ăla? Care? Care mă, care interesul meu? Singurul lucru de care ai tu nevoie, Romeo, spun, îmi permis să spun treaba asta, atât. Ce mai zis o dată? Să rezici cât mai mult aici, pentru că restul te adaptezi, pentru că ești băia mare. Atât. George, te interesează pe tine atât de mult dacă eu zâmbesc sau nu? Nu poți să dormi noaptea dacă nu mă vezi pe mine zâmbind? Una la mână, doi la mână, de ce trebuie neapărat să-mi fac eu cuplu? Eu îmi voi face cuplu când voi vrea eu. Oricum, înțelegi nu când română. Veți vrea voi. Nu înțelegi limba română. George, înțeleg eu limba română? George! Nu a zis-o cu intențiile. De la spate, auzi, Romeo, crede-mă că eu îi cunosc mai bine decât îi cunoști tu. Și psihologia inversă pe care ei o fac în acest moment, la mine este expirată de mult. Alexandra, că eu împreună cu Comănici îți dorim să-ți vei da seama, nu acum, probabil, mai târziu, Romeo, ok? George! Să pleci acasă cu bărbatul adevărat. Îți dorim binele, vrem să faci o relație. Îți dorești, dorești binele, eu voi decide ce este bine. Dar să nu ne mai obosești pe ecran. Eu nu am nevoie să-mi doresc cineva bine, pentru că nu să-mi-l dorești și singur. Poate o să-ți faci, când o să-ți faci o relație, cum eu am un moment al meu intim de o jumătate de oră, o oră pe zi, cu iubita mea, poate o să ai și tu și o să lași lumea să vorbească, înțelegi? Pentru că ai început să ne obosești. Iar asta prin, este problema ta, viitorul, nu te l-am dat prin viitorul tău iubit. Toată asta viitorul, fiu pe psihicul tău până o să-ți vină rău, nebunule care ești. Uite, uite de la mine cum discut cu tine. Te rog, te rog, uite de la tine cum discut cu mine. Vă rugați în fiecare zi să scăpăm. Uite ce calmitate am eu și ce clamson ai tu. Văd. Vă rugați în fiecare zi să scăpați de mine, dragilor, dar Dumnezeu vă dă tot timpul doar ceea ce meritați. Eu am spus că îmi doresc un cuplu, la cuplu lunii, ca să aibă Marinescu ce să voteze. Hai, mă lași cu prejele, păi, Alexandra, nu te decât eu să ești conștient, George, că doar eu, o să votez cuplu dintre Alexandra și persoana respectivă. Și restul persoanelor te vor vota pe tine. Pentru că tu în această casă ești personajul. Sau persoana, scuze-mă, nu fac. Ești persoana reală și tu votezi realitatea și ceea ce simți tu. Și tocmai de asta votul tău o să conteze. Dar bineînțeles, eu mereu am avut voturi diferite față de vezi ale voastre. Alexandra, te dai de gol singur pe ecran cu înregistrări. Alexandra. Toate acțiunile pe care tu le faci, tu n-ai cum să fii real. Alexandra! Bună ziua! Eu mă plictiseam, Romeo! Pare rău. Lupte aprige pe câmpul iubirii. Bună ziua, băieți! Romeo,
ai fost disputat și disputat astăzi de... Pe toate părțile. În bujocul, da. Al iubirii, nu. Cum? Cum adică al iubirii, nu? A fost o luptă pe câmpul jocului, că al iubirii momentan nu este nicio luptă, că este o singură iubire. Mă scuzați. Până la urmă, aici este casa dragostei, măi. Când va urma, dragoste. Va fi o luptă. Momentan nu este. Nu? Ioc. Păi o luptă pentru iubirea viitoare, se spune. Păi da, dar domnișoara Cristina, eu cu Cristian încercăm să mai animăm puțin atmosfera în această casă, să îndreptăm oarecum lucrurile spre iubire și suntem foarte rău criticați de o persoană de acolo. Deci dacă îi vrem rău, nu este bine. Dacă îi vrem fericirea pe chip, chiar nu este bine. Nu mai știm, ironia asta... Nu mai știm cum George, să facem. George, ți-am mai spus... Că o înghețeam când aveam 16-17 ani. Am mai repetat. Nu țin lucrurile astea cu mine, înțelegi? Pentru că n-ai cum să te schimbi din secundă în secundă. Să vii că acum îmi vrei zâmbetul pe buze, păi dar nu, am spus, Alexandra, să mă vezi, Alexandra, să mă vezi început, la pământ. Așa puțin, că stai acolo liniștit și lasă. Ai început să vorbești foarte, foarte, foarte tare. Ai început să ne obosești foarte mult pe acest ecran și ne dorim să fii puțin mai liniștită și probabil dacă o să zâmbești și tu, o să mai lași ocazia celorlalți concurenți să mai facă și alte lucruri în jumătatea de oră sau în alea 10 minute când tu o să stai cu viitorul tău iubit și numai cu el ca să vorbiți ca între doi îndrăgostiți. Auzi, George, dar dacă îți doreai să o vezi zâmbind, ai fi încercat să-l convingi pe Codruț să-i fie alături? Romeo? Nu cum spunea ea că îl influențezi, ca așa. Codruț nu era potrivit pentru ea, dar Romeo este potrivit pentru ea. Da, de ce? S-a împrietenit cu voi și puteți voi să băgați bățul prin gard? Romeo nu este prieten cu noi, doar că vorbim la un stadiu destul de normal de doi oameni civilizați. Sau cel puțin vorbesc doar eu, doi oameni civilizați. Ia pune-l să se întoarcă cu spatele, să vezi ce are pe spate. Mamă, Codruțe nu știu ce ai încercat. Ce are mai pe spate? Ia pune să se întoarcă. Dar tu ce ai? Ce ai pe spate? Ia, vreau să văd. Are pe spate, ce ai tu la gât? Exact. Domnișoara Cristina, eu vreau să vorbesc un pic cu Alexandra. Eu vreau să vorbesc puțin cu Alexandra. Comănici, de ce spuneai că vrei să pleci Alexandra acasă? Păi ea a zis că are un obiectiv în casa asta. Să-ți găsească iubirea, să-și ia bagajelul și să plece acasă. Păi uite, eu vreau să o găsești acum. Noi încurajăm. O încurajăm. Orice am face, domnișoara Cristina. Degeaba încurajați ceva în ceea ce nici voi nu credeți, dragilor. Păi e foarte rău pentru că Romeo aici de față a zis că prin acțiunile pe care noi le facem vis-a-vis de el, lui dă mai multă încredere și mai mult curaj, corect? Bă, voi nu vedeți, cât de penibil sunteți, vă întrebați ca de cuvânt. Păi când am fost cu Codruț, că nu este ok, că nu este pentru tine, acum... Că se îndreaptă sau mă îndrept spre băiatul ăsta, acum este bine, nu vedeți că vă întoarceți? Păi, Alexandra, ce am zis, a trecut Alexandra, am spus mai devreme, okay? A trecut mult timp și a început să obosești. A trecut mult timp și care dintre noi au obosit? Într-adevăr, au fost momente în care, de exemplu, am fost împotriva, atunci ne-a criticat, că știu eu strategia asta, psihologia inversă. Când spui că da, domnule, vreau să fiți fericiți, să pleci acasă, mi-a venit mie pe momentul ăsta. Acum mai acasă. Stai, domnule, că asta e o manevră de-a voastră. Vrei să faceți, nu știu ce vrei dacă să faci. Dacă eu nu vă mai mulți pe voi, așa, nu știu dată, care vă mai deci dacă spui că vrei să faci o relație, e rău dacă spui Cristiane, că nu vreau să faci o relație. Cristiane, acum 20 de minute mă certam cu George pe conexiune, sau mai bine de 20 de minute. Așa, și? Și acum vine și îmi spune că îmi vrea binele și vrea să fac o relație și să mă vadă zâmbind. Am vorbit cu el și ne-am pus cap la cap. Tu ai impresia că mă prostești pe mine pe față așa? Nu mă, ne-am pus cap la cap și am zis, bă, dar... Că e cumva prost în fruntea mea și eu îmi dai cu frunte, mă, că nu trebuie. Cred că de fapt, un fond de tine. Ia puțin să o întreb ceva pe Alexandra. Ce urmăresc, băieții? Ce urmăresc? Da. Ceea ce a spus Cristian, să mă vadă afară din casă, dar... S-ar putea să nu îi se îndeplinească dorința. Aha, o să stai până în finală. Am ajuns la concluzia anterioară. Am zis eu că o să stau până în finală. În momentul Alexandra, în care voi îndeplini scopul în această casă și acela să-mi fac să o relație 10.000 de euro și eu din să fiu singură pe acea relație, Alexandra, voi pleca. Și atunci nu cred că tu vei mai fi în casă, așa că stai liniștit acum. Alexandra. Auzi, Cristian, dar ce este greșit să-ți dorești să lupți până în finală? Să-ți dorești doar premiu și să pleci acasă și fără iubit, doar cu banii, cam da, e greșit. Nu știu cum să spun, dar sora ta
în primul vrăjeala. Sezon la fel a făcut. Ce a făcut? Sora ta în primul sezon a făcut la fel. Păi de asta așa că a trebuit să o ajute și pe ea, nu numai pe mine. De asta a venit și ai înțeles? A, deci asta vrei să faci. Nu are cum să vină să-mi dea exemplu mie când știe că are un exemplu foarte bun acasă. Dar de ce vorbești de familia mea? Mi-aduci familia în discuție? Să fie rușine. Am dat un exemplu în urma femeilor tale, dragul meu, că eu n-am nimic cu sora ta. Din familia mea, cu care te prind. Eu îți respect sora foarte mult. Ia vorbiți pe rând, vă rog. Am lăudat-o de foarte multe ori în această emisiune. Pur și simplu ți-am dat un exemplu foarte bun în urma argumentelor tale. Argumentele mele? Da. Ce trebuie cu mine? Vrăgeala, mai vrei niște susținători la Bianca? De vorbești tu aici? Marian! Dați cuvântul lui Nicos, că-i fier. Mersi frumos, că vorbești de două ore. Mersi frumos. Te-am auzit, Nicos, aparte puțin. Iartă-mă că te-am întrerupt. Zi, Mariana. Ea acum a adus-o Bianca în discuții ca să mai atragă și ea niște oameni de partea ei. Bibișori. Aha, așa se procedează. Adevărat, da. De unde pe de altă parte, așa, agați. Comănici, nici Mariana n-are un cuplu. Dar nu vreau să vorbesc, vreau să dau cuvântul lui Nicos, că-i fiert. Ia zi, Nicos. Te rog frumos să vorbești frumos, că vorbești două ore jumătate. Eu vorbeam, doamna Cristina, doamna Cristina, vorbește, te rog. Te rog frumos să păstrezi o limită. Păi uite, te-am lăsat să vorbești. Chiar am întrerupt ce vorbeam eu ca să te las pe tine să vorbești. Ok, mersi frumos. Doamna Cristina, ceea ce încearcă ei să facă, cel puțin Cristian, îl văd agitat. Eu înțeleg, dar nu știu cum ar putea să iasă lui acest plan, deoarece, să zicem că intră într-o relație cu Romeo, el are impresia că mâine pleacă acasă cu el. Adică avem un pur exemplu aici, spre exemplu George, care a stat o lună jumate într-o relație cu cineva și nu a plecat acasă cu persoana respectivă. Păi el se bazează pe afirmațiile Alexandrei, care a spus că atunci când își va găsi perechea, va pleca acasă. Da, dar este la mintea cocoșului că în momentul în care își face orice om o relație, stă până se rădăcinează puțin până când are o siguranță. Adică, mi se pare normal. Nu știu, nu pleci, tot nu i-a ieșit planul și tot nu ar pleca Alexandra mâine dacă ar fi așa cum zice. Eu am zis că vreau să plece Alexandra mâine. Dar când? Poi mâine? Nu vreau ea, dar să nu văd eu aici, nu știu. Eu vreau să fac o relație fără să fie Alexandra acasă. Crezi că ea este piedica în calea fericirii tale? Ai vorbit o oră, mi-am permis și un minut să vorbesc. Uite, eram eu un subiect, eram înflăcărat, vorbeam și acum mai vreau să... Da, subiectul eu l-am dezvoltat pentru că eu am acuzat-o pe Andrada de ce a făcut. Dar ce treabă avea Andrada? Eu vorbeam cu Alexandra despre... De aici s-a dezvoltat subiectul Romeo... Dar ce-am făcut? A ajuns la sora mea, s-a ajuns la alte lucruri, te băgași tu cu... Este o diferență. M-a acuzat el. Dar nu mă interesează. Când vrei să vorbești sau când încerci o voie, nu-mi zici că sunt fier, că niciodată zici că ești copt. Nicos, este... Nu-i fier să vorbești, am văzut. Nu se pot vorbești așa, frate. Vorbește. Știi că am rețineri față de tine, că ești singurul om care m-a căutat grina la spital. Ascultă-mă, nu abuza de chestia asta. Dacă eu vorbeam și vorbeam și voiam să vorbesc ceva cu Alexandra, doamna Cristina, puteți să aștept. Da. Am vorbit maxim 2 minute. Cum și tu uiți anumite lucruri pe care vrei să le spui și eu uit. Te rog, nu abuza de faptul că am rețineri față de tine, că mă sucesc și-o dau un pian. Ce înseamnă această expresie? Nicos, mă sucesc și-o dau un pian. Adică s-ar putea să nu mai țin cont și nu o să mai fiu atât de politicos cum am fost până acum. Ei, lasă, că-ți stă bine așa. Ești foarte bine. Nu-i stă bine. Auzi, Andrada, ce voiai să-l întrebi pe Nicos? Dar ce-am făcut așa greșit? M-ai acuzat? Adică ce-am făcut așa greșit? Da, pentru că singură te-ai declarat că te-ai dus să vorbești cu Romeo ca un joc. Dar tu ai ascultat ce-am spus eu? Lasă-mă, Maria, să vorbesc. Tu ai ascultat ce-am spus eu? Poftim? Tu ai ascultat ce-am spus eu? Foarte atent. Ideal a fost așa, doar că după și-a schimbat părerea. Foarte atent. Așa și? Altceva, Romeo. Intențiile au fost altele, dar am ajuns acolo și s-a schimbat totul. Andrada, cândva, ai fost și tu la început în această competiție. Nu, ai zis ca să facă Romeo ceva, nu are nevoie de sfaturi și de nimic. Romeo are nevoie de timp să reziste aici. Eu nu i-am ca să se familiarizeze. Sfat. Nicos, nu i-am dat niciun sfat și să știi că nu contează de cât timp ești aici, atât timp cât îți place de o persoană. Spui? Ia formulează-te cum i-ai spus lui în cameră. Mi-a atras atenția. Zici că e vreun brad de Crăciun. Da, mi-a atras atenția. Nu am zis că îmi place de el, mi-a atras atenția cu ceva, atâta tot. E urât, măi, urât. Apropo de bradul de Crăciun, ce ați făcut, măi, lui Comănici? Eu, domnișoara Cristina, am luat bradul și am aruncat pe Cristian. Măi, tu ai ceva cu bradul. De când am împodobit bradul, tu ai reacții alergice la brad. În fiecare zi, Nico strântește bradul. Într-o zi o să te găsesc cu globurile alea pe bluză. Auzi, dar mai interesant mi s-a părut ce a urmat cu Marinescu și Adriana. Marinescu a comparat-o pe Adriana cu acel brăduț.
E Adriana. De acolo replica Adrianei m-a lăsat fără cuvinte. Am avut un șoc. Am rămas așa. Mai. Doamna Cristina, doamna Cristina l-a lăsat o dată, l-a lăsat de două ori. Dar gata, mi-a ajunge și mie, trebuie să dau și eu la un moment dat replica. Adriana. Nu? Adriana, ascultă-mă un pic, te rog. Nu uitați să dați subscribe pentru a vă abona la canalul nostru de YouTube. Dacă vreți să vedeți mai multe clipuri video, puteți da click aici sau aici.